Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. Pentru toți abonații care mi-au cerut să fac un video cu tratamentul la începerea înfloririi la specia pruni, în general la toate sâmburoasele. Astăzi o să vă prezint o combinație, un tratament foarte bun, cu eficiență maximă. Ca insecticid. La înflorire, acum când 10% din petale se deschise, o să folosim un insecticid uh, sistemic. V-aș recomanda insecticidul Calipso pentru că este un insecticid care nu afectează albina, deci nu o să ne afecteze polinizarea pomilor și în același timp o să face treaba foarte bine. Uh, asociat cu fungicidul Score, care îl aplicăm pentru monilioze, bășicarea frunzelor, ciuruire. Și alte boli specifice sâmburoaselor. Da. Și la recomandarea mea v-aș sfătui să folosim și un stimulator de creștere și fructificare. Cum ar fi Atonicu. Sau Nutriplant, Foliplant. Ce găsiți dumneavoastră. Dar o să vedeți că eficiența va fi maximă. Asta e stropela când 10% din petale se deschid. Când vedeți pe aici pe coalea că încep să înflorească, aplicăm stropirea fără niciun fel de problemă. Ceea ce vreau să vă mai spun este ca temperatura de afară să fie peste 5-6 grade. Și ce am uitat să vă spun o să vă explic dozele acum. La calei să folosim între 1,8-2 ml la 10 litri de apă. La score folosim 2,5 mililitri la 10 litri de apă. Eu acum vă prezint dumneavoastră fiorele pentru 10 litri de apă. Și atonicul îl folosim 10 ml la 10 litri de apă.